Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Un indicator economic care este mai puțin urmărit la noi, sau chiar deloc, este cel legat de numărul de angajați din economie. Nu cred că guvernul sau cine este la Palatul Victoria își bate prea mult capul cu acest indicator. Pe exemplu, în iunie, numărul total de angajați din economie a ajuns la 5,13 milioane, un nivel istoric pentru ultimii 20 de ani, scrie într-o analiză ziarul financiar citând date de la statistică. Guvernul ar fi trebuit să deschidă o șampanie pentru acest lucru. În ciuda inflației, în ciuda creșterii dobânzilor, în ciuda crizei, în ciuda încetinirii creșterii economice, în ciuda incertitudinilor politice, numărul de angajați din economie a crescut în ultimul an respectiv în perioada iunie 2023-iunie 2022 cu 73.100 de persoane. Conform analizei ZF, această creștere de angajați a venit din construcții, industria alimentară și IT. Cele trei sectoare au adus 34.800 de angajați în plus, adică jumătate din creșterea totală. IT-ul a avut o creștere de 13.600 de angajați. Industria alimentară a venit cu 10.900 de angajați în plus. Iar sectorul de construcție a adus 10.300 de angajați. În America, numărul de angajați din economie este unul dintre top 3 cei mai urmăriți indicatori la care se uită toată lumea și care arată cum merge economia. Din creșterea numărului de angajați, statul ia mai multe taxe și impozite și poate cheltui mai mult. Acum 20 de ani aveam 5 milioane de angajați, dar PIB-ul era de 60 de miliarde de euro. Acum avem același număr de angajați, dar un PIB de 300 de miliarde de euro, adică de 5 ori mai mare. Să mai spună cineva că economia României nu a câștigat în productivitate. Guvernul Ciolacu, de fapt premierul Ciolacu, proaspăt instalat la Palatul Victoria, ar fi trebuit să deschidă o sticlă de șampanie pentru a marca maximul istoric de angajați din economie. Dar din păcate nu a făcut-o. Poate nici nu știe. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.